Am deschis sabatul acesta cu ideea unei inimi curate. Acea fericire care spun, fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. E mare lucru să crezi că există posibilitatea să-l vezi pe Dumnezeu. Și în viitor, cu proiecție la venirea sa a doua oară, dar să știi că poți să-l vezi pe Dumnezeu când ai inima curată. Și dacă ai inima curată acum, înseamnă că poți să-l vezi pe Dumnezeu când? Acum. E privilegiul, posibilitatea și provocarea inimii curate. În dimineața asta, deci, rugăciunea de început a noastră ar fi zidește, Doamne, în noi o inimă curată. Da? Până când vom ajunge să deschidem Sfânta Scriptură și la psalmul acesta Davidic, dați-mi voie să începem cu o altă imagine din Sfânta Scriptură. Vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 2, de la versetul 14 la 16. Pentru că provocarea din dimineața asta este extrem de... Puternică și cred eu, avem de parcurs un drum destul de mare până când vom, ne vom întoarce iarăși la ideea de inimă curată. Dar haideți să începem. Roman 2, 14, când neamurile și când zicem neamurile ne referim la cine? Ofiți? Oamenii în general, lumea. Deci nu face excepție nimeni de la versetul acesta. Este o generalizare cu referire la om, la omul din toate timpurile, la omul din toate societățile. Da? Când neamurile, măcar că n-au lege, ei fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege și dovedesc sau demonstrează că lucrarea legii este scrisă unde? în inimile lor. Cine l-a scris-o? Fraților, e o mare problemă aici. Societatea de astăzi spune că legea lui Dumnezeu este un construct uman. Cu alte cuvinte, cine a, cine a inventat-o? Oamenii. Este un produs al societății. Și dacă este un produs uman și al societății, rezultatul ar fi că tot oamenii care au făcut-o pot să o și schimbe. Sigur că da, ai a ajuns la concluzia că până acum este bine să nu furi, poate că mâine vei ajunge la concluzia că poți să furi până la o anumită cantitate. Cât e cantitatea stabilită astăzi? 1000 de dolari, da, până la 1000 de dolari pot să furi. Nu trece de 1000 de dolari pentru că dacă treci de 1000 de dolari s-ar putea să te duci la închisoare, dar până la 1000 de dolari fiecare cetățean poate să fure, nu prea mult. Vi se pare ce vă spune inima dumneavoastră? E corect? Absurd. -ă, e absurd. Sigur că da. Lucrul ăsta se întâmplă datorită faptului că lucrarea legii a fost scrisă în inima umană, într-adevăr, de Creatorul care s-a -a ocupat cu treaba asta. Dumnezeu nu doar ne-a construit din punct de vedere fizic, din punct de vedere al modului nostru de a fi, a lăsat ca omul să aibă cunoștința binelui. Transcendental. Care depășește ființa umană. Bun. Ne întoarcem la textul care spunea lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta măturisește cugetul lor. Aș vrea în dimineața asta să, să, să stabilim și ce este cugetul. Ce, ce ar fi cugetul? Rațiunea, spune cineva. Mulțumesc. Mai, mă mai ajutați? Mulțumesc, mă bucur tare mult că cineva mi-a spus conștiința. Cugetul, într-adevăr, reprezintă acea capacitate a ființei umane de a se supraveghea, de a se superviza și, în același timp, de a se controla. Cugetul este acea capacitate a omului care măsoară diferența dintre un anumit standard care poate să fie legea lui Dumnezeu pusă în inima omului și comportamentul lui. Deci, dacă standardul este aici și comportamentul lui este aici, cugetul măsoară distanța și spune de unde te porți tu până la idealul lui Dumnezeu, sunt două palme. Aceste două palme care reprezintă diferența, cum, cum se numesc? Și în limbajul de astăzi se numește moralitate. Deci, diferența dintre comportamentul nostru și idealul stabilit de Dumnezeu, diferența se numește moralitate. Astfel încât unii oameni pot să fie morali când trăiesc în conformitate cu idealul lui Dumnezeu sau pot să fie mai puțin morali sau chiar imorali în momentul în care ei trăiesc sub acest standard. Cugetul sau conștiința măsoară în continuu această distanță. Și îți spune, ești moral, adică ai trăit la nivelul respectiv, sau ești submoral, amoral, imoral, nu știu câte categorii mai sunt astăzi inventate pentru ca să definească această diferență. Apropo, cum suntem? Mergem mai departe. Deci, spune, cugetul lor și gândurile lor, se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Deci vă rog să observați, cugetul sau conștiința noastră are de-a face cu ideea de vinovăție sau de nevinovăție. Această categorie morală în care omul intră sub incidența vinovăției sau iese de sub incidența vinovăției este extrem de important. Este extrem de important și versetul 16 și faptul acesta, adică lucrarea legii scrisă în inimile oamenilor, se va vedea în ziua aceea când după evanghelia mea, foarte curajos, Sfântul Apostol Pavel, de data asta el nu mai zice după evanghelia lui Isus Hristos. El spune după evanghelia mea. E diferență între evanghelia lui Pavel și evanghelia lui Isus Hristos? Nu. Este aceeași evanghelie, este cu, cu literă Majusculă cu litera mare, ceea ce face sau mă face să înțeleg că Pavel își însușise evanghelia lui Isus Hristos și făcuse din evanghelia lui Isus Hristos evanghelia lui. A e evanghelia lui Isus Hristos? A e evanghelia lui Isus Hristos, ziceți? A mea. Ziceți treaba asta încă o dată. A e evanghelia lui Isus Hristos? A mea. Asta este, ăsta este rezultatul mântuirii. Faptul că o biserică poate să spună Evanghelia lui Iisus Hristos este Evanghelia mea. Nu mai este a lui, e a mea. Foarte frumos lucrul ăsta. Vreau să vă întreb ce legătură are faptul că Evanghelia lui Iisus Hristos a devenit Evanghelia mea cu faptul că fericirea despre care vorbim în clipele acestea spune ferice de cei cu inima curată. Ce legătură are? Ce legătură are o inimă curată cu faptul că Evanghelia este Evanghelia mea? Gândiți-vă la lucrul ăsta. Spune mai departe textul: După Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Ce va face despre. Evanghelia înseamnă veste bună. Și spune aici: vestea bună pe care vi-o aduc eu este că Isus Hristos va judeca gândurile ascunse ale cui? Ale mele. E veste bună? Iată ne față în față cu ideea de conștiință. Despre asta este vorba. Cu ideea de conștiință. Dumnezeu a așezat conștiința în fiecare dintre noi, astfel încât niciun om nu scapă de un proces personal în care omul se nu doar consideră, dar se face responsabil pe sine în fața unei justiții mai mari decât sine. Asta este conștiința. Conștiința care se vrea ucisă astăzi de societatea în care trăim. Prin diferite modalități. Societatea mea vrea ca omul să nu mai stea sub această conștiință în relație cu Dumnezeu. Oamenii ar dori să dea lucrul ăsta la o parte și conștiința să fie dată la și ea să fie anulată, iar omul să fie lăsat fără busolă, fără autocontrol spuneam în întâlnirea noastră anterioară am împărțit din nefericire omul în două am pus deoparte rațiunea și am vorbit despre omul rațional și am pus pe în altă parte omul emoțional cu emoțiile lui și am spus cele două sunt două compartimente diferite și n-au legătură una cu alta fraților, vreau să vă spun că nu Scriptura spune asta să precizez lucrul ăsta. Spune societatea în care trăiesc. Spune școala, spune educația. Spune că noi putem educa rațiunea, dar nu putem educa, ziceți, emoțiile. Hai că nu vreau să vă pierd. Mi-e teamă că vă pierd. Nu putem educa emoțiile. În realitate, cuvântul lui Dumnezeu spune că în momentul în care rațiunea este pusă în legătură cu inima, și emoțiile noastre, rezultatul este conștiința. De ce? Pentru că conștiința supraveghează până și emoțiile, până și trăirile noastre și sentimentele noastre sunt toate măsurate în termenii lăsați de Dumnezeu. Astfel încât Deși în societatea mea mi se spune că emoțiile sunt dezordonate, sunt nereglementate, astfel încât poți să trăiești lucruri care nu ți-au trăit niciodată prin cap, nu ți-au trecut prin cap, și totuși le trăiești emoțional. Și omul este dezordonat datorită faptului că, încă o dată, rațiunea nu poate să controleze capitolul ăsta emoțional sau sentimental. Mi se spune că dragostea este oarbă și dacă te-ai îndrăgostit în momentul acela, ai și orbit în minutul următor, ai și orbit, și dacă ai orbit, nu mai poți gândi nimic pentru că ești blocat la nivel intelectual. Cine te-a blocat încă o dată și mi se spune că emoțiile sunt acelea care îți paralizează sau îți blochează gândirea? Din punct de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că conștiința este sentimentul sau emoția care este ordonată sau coordonată de principiile lui Dumnezeu, deci de rațiune, de gândire. Încă o dată, în momentul în care gândirea este legată de emoție, această legătură produce conștiința sau conștiința de sine, responsabilitatea de sine, responsabilizarea omului de toate acțiunile sale. Astfel încât creștinul este o persoană responsabilă înaintea lui Dumnezeu și înaintea Sa, față de Sine. Zice, aici gândurile se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. În interiorul minții mele este un adevărat proces. Creștinul trebuie să înțeleagă că acest proces este lăsat de Dumnezeu ca o Evanghelie, este vestea bună. Faptul că nu te vei obișnui niciodată cu răul și cu urâtul. Dumnezeu spune vrăjmășie, voi pune între tine și rău și urât. Vrăjmășie. Câtă vreme vrăjmășia există, câtă vreme procesul acesta există, e în nădejde în ființa noastră, e în nădejde în viața noastră. În sensul acesta este o evanghelie sau o veste bună din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dați-mi voie să lansez această întrebare. Am... Mai există războiul acesta interior în fiecare dintre noi? Războiul împotriva răului și urâtului cu toată ființa? Mai există? Mai urăști răul? Sau ai început să te obișnuiești cu el? Ceea ce ieri era păcat, astăzi este mai puțin păcat. Sau poate chiar admisibil, poate chiar tolerabil. Las problema asta deschisă înaintea dumneavoastră și vă voi invita să citiți împreună cu mine un caz din Vechiul Testament care ne va ajuta să. Continuăm mai departe gândirea noastră. Este unul dintre cazurile de excepție extraordinare. Îmi place foarte mult um, 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, de la versetul 28. <coughs> Și 26, dacă vreți. Este vorba de David în momentul în care se hotărăște să intervină în nedreptatea care îi se făcuse de un om al cărui nume era nebunul. Da? Așa zice aici. Nebunul. Se numea Nabal, care tâlmăcit înseamnă nebun. Soția sa, Abigail, vine înaintea lui David și Sfânta Scriptură... Uh surprinde dialogul. Surprinde dialogul. Acum, Domnul meu, spune versetul 26, viu este Domnul și viu este sufletul tău că Domnul te-a oprit să vergi sânge sau să te ajuți cu mâna ta. Te-a oprit Domnul să te ajuți cu mâna ta. Frații mei, haideți să înțelegem. Există în reflexul vieții noastre nevoia ca să ne ajutăm cu mâna noastră. Când te-a supărat un vecin, când te-a supărat un coleg la lucru, spuneți-mi, care este cea mai eficientă metodă de a te răcori? Iertați-mă! Poftiți? Să te ajuți cu mâna ta. Da. Dacă te ajuți cu mâna altului, parcă nu e chiar așa de spectaculos. Nu te răcorești așa de bine. Adică poți să-l dai și în judecată și să facă judecata judecătorul. Dar cel mai bine este dacă ai putea să-i dea două perechi de palme, nu? Nu te răcorești mai bine? Ba da, te răcorești mai bine. Firește, te răcorești mai bine, imediat. Ei, împotriva acestui lucru se ridică Abigail și spune Eu știu că e foarte confortabil pentru tine să te duci acum la nebunul de Nabal și să rezolvi problema pentru că te răcorești. E mult mai bine, mult mai simplu. Dar zice, Dumnezeu te-a oprit să faci lucrul ăsta. De ce, Doamne, m-ai oprit? Ce poate să fie mai important decât să îmi fac dreptate, să mă răcoresc? Ce poate fi mai important decât lucrul ăsta? Și acum vă rog frumos să observați raționamentul pe care îl pune înaintea lui David această femeie nobilă. Este un fel de a gândi atât de profund încât mi se pare supramodern. Mai mult decât modern. Mai mult decât actual. Mi se pare veșnic. Extraordinar. Versetul 28. iartă te rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. iartă căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și fiți atenți. Niciodată nu va fi răutate în tine. Este una dintre condițiile fundamentale a celui ce slujește, a slujitorului Dumnezeu. În slujitorului lui Dumnezeu nu va fi niciodată răutate. Pe cum răutate? La ce răutate se referă? Și aici Abigail introduce ideea aceea de a mărăcori. când îți dau două perechi de palme, o introduce în categoria răutății. Nu, nu, tu nu te-ai răcorit, tu nu ți-ai făcut dreptate, tu n-ai făcut decât să fii rău, tu ai fost rău. De aceea Dumnezeu spune, nu întoarce rău pentru rău. De ce? Nu fi și tu rău ca acela care ți-a făcut rău. Nu. Mulțumesc. Justifici răul în felul acesta. Niciodată nu va fi răutate în tine. Versetul 29. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească, să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii. La Domnul, și să arunce cu praștia sufletul vrăjmașilor tăi. Frumoasă metaforă, este ca și cum ai arunca pe vrăjmașii tăi și toate ocările și toate problemele lor departe de tine cu praștia. Frumoasă imagine. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, fiți atenți, cuvintele astea sunt cuvinte profetice. Abigail vorbește în cuvinte care văd viitorul lui David. Abigail nu este în momentul acesta o femeie care doar vorbește. Este o femeie care stă sub duhul prorociei și uh, construiește viitorul regelui lui Israel. Atunci, spune versetul 31, nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget. Wow! Observați de ce are grijă Abigail, de ce are grijă ea? Are grijă de conștiința lui David. Și spune tu când vei ajunge mai mare peste Israel, Israel vei avea nevoie de o conștiință curată. Ca să poți conduce poporul lui Israel, ai nevoie de o conștiință nepătată, să nu-ți atârne de ea lucruri care se tragă în jos. Și ea luptă pentru ca unsul Dumnezeu să nu aibă o conștiință încărcată. Este, mi se pare extrem de frumos. Dacă noi am avea perspectiva asta și dacă noi ne-am ajutat unul pe altul, prospectiv, dacă am împiedicat să aibă loc păcate între noi sau dacă l-am împiedicat pe fratele meu să facă un păcat, să-i spunem nu face treaba asta pentru că lucrul ăsta va acționa ca un păcat povară asupra ta mai târziu. Vei avea nevoie de o conștiință clară, vei avea nevoie de o conștiință limpede și nu vei avea după asta. Dacă am înțelege lucrul ăsta, ar fi o comoară între noi. Aici e bătălia. Satan vrea să-ți încarce conștiința cu tot felul de vinovății, cu tot felul de probleme, astfel încât să ai conștiința apăsată și să te bage în pământ și ulterior să nu mai poți să ridici capul. Satan are nevoie de asemenea blocaje în viața noastră. Din cauza asta luptă ca tu, eu, alți creștini să cadă, pentru ca ulterior să le fie foarte greu să se ridice pentru ca ulterior în poporul lui Dumnezeu să nu există voci care să stea drepte și să lupte împotriva răului. Și în timp ce Satan luptă pentru asta, poporul lui Dumnezeu, eu și cu tine, a trebui să luptăm cu toată inima pentru a preîntâmpina această stare de lucruri, această invazie a răului peste și împotriva conștiinței. atunci nu va avea domnul meu mustrări de cuget când va fi mai mare peste Israel și nici nu-l va durea inima. Vă rog să observați legătura între mustrările de cugete și durerea de inimă. Deci, încă o dată, aici, cugetul este legat de inimă, ele nu sunt rupte, ele sunt împreună. Asta este conștiința. Vinovăția face ca inima să doară, Vinovăția face ca inima să se strângă, vinovăția face ca să existe coșmare, vinovăția face ca să nu mai ai libertate. Asta este vinovăția. Perspectiva asta face ca să aibă sens ceea ce Domnul Isus Hristos spune pe Muntele Fericirilor. Ferice de Cel care nu și-a pătat conștiința. Ferice de cel cu inima curată. El poate să stea în prezența lui Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu și să acționeze ca în prezența lui Dumnezeu. Ferice de tine dacă nu ți-ai lăsat conștiința pătată. Ferice de tine dacă nu ți-ai lăsat conștiința încărcată. Luptă pentru această libertate cu toată puterea ta. E cel mai de preț lucru care ți l-a dat Dumnezeu și pe care l-ai în viață. Libertatea aceasta a curățirii. Stai cu inima curată. Stai cu conștiința curată. Nu lăsa ca acolo să se întâmple ceva. Dacă ar fi o oră de rugăciune, în momentul ăsta m-aș opri să mă rog. Dar pentru că Subiectul merge înainte, vă rog frumos, în taină, rugați-vă fiecare ca acest lucru să se întâmple în viața mea și în viața ta. Nici mustrări de cuget, nici nu-l va durea inima. Un alt caz pe care vreau să vi-l aduc intermediar se găsește în Ioan 8 cu 9, Evanghelia după Ioan, capitolul 8 cu 9. Aici este vorba de momentul când Maria Magdalena este adusă la Domnul Isus Hristos și este învinovățită în de faptul că a fost prinsă în momentul acela al păcatului ei. Și Mântuitorul se uită la toți cei ce erau acolo, care aveau deja în mână fiecare cât un pietroi. Erau gata, dispuși să execute judecata pe care i așteptau să o rostească marele învățător, Iisus Hristos. Și Iisus Hristos spune aici, în versetul 9, adică până în versetul 9, Versetul 6 spune, spuneau lucrul acesta să-l ispitească. Cine? Versetul 3 spune, cărturarii și fariseii. Erau oamenii de mare ținută în poporul Israel. Înțelepciunea poporului întreg se adunase acolo. Versetul 6. Dar Isus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Versetul 8. S-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când a auzit, versetul 9, când a auzit el, ei cuvintele acestea, adică, mă întorc la versetul 7, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea, când a auzit cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor. Și ce s-a întâmplat? Poftiți? Zice aici, aici am începând de la cei mai în vârstă până la cei mai tineri, au ieșit afară unul câte unul. Vreau să vă întreb, la cine a fost conștiința mai activă? Poftiți? La cei mai în vârstă. Foarte interesant lucrul ăsta. La cine a fost conștiința mai puțin activă? La cei tineri. Oare de ce? M-aș bucura din tot sufletul ca cei în vârstă din biserica noastră să aibă o, o conștiință extrem, extrem de activă, extrem de vigilentă. Având în vedere experiența, având în vedere viața, să aibă o conștiință activă. Am rămas uimit de aici. Știți, noi vorbim foarte defaimator în legătură cu fariseii în legătură cu cărtura ei și spunem sunt insensibili și așa mai departe. Dar se pare că n-au fost insensibili, corect? Mântuitorul a scris pe pământ, iar ei s-au simțit mustrați în cugetul lor. Vă dați seama ce conștiință activă. Uneori noi suntem mai puțin sensibili decât ei. Legea Leviticului spunea cine nu este cu păcat să arunce cu piatra. Astăzi, în societatea mea, din nefericire, hoții îi prind pe hoți. Hoții sunt cei mai buni să îi prindă pe hoți. În vremea de atunci, Domnul Iisus Hristos spune, nu hoții trebuie să i prindă pe hoți. Neprihănitul trebuie să rostească judecata, nu hoțul. Pentru că atunci când hoțul prinde pe hoț, abia atunci avem de-a face cu fenomenul numit ipocrizie sau fariseism. Atunci. Suntem noi mai lipsiți de fariseism și de ipocrizie decât pe vremea aceea? Că noi ni se pare că astăzi suntem avocații oamenilor onești. Suntem noi onești cu noi înșine? Apropo, dacă ar trebui ca numai cei neprihăniți să pună mâna și să rostească judecăți, ar mai rosti cineva vreo judecată? Poftiți? Vă întreb, sincer, dacă ar trebui ca numai cei care n-au niciun păcat să rostească judecăți în poporul lui Dumnezeu sau în societate, ar mai fi cineva care să rostească judecăți? Da sau nu? Nu. Păi și atunci? Vedeți, de aia îi spune lui Abigail Ab lui Ab 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 David, vezi, nu ți încărca conștiința pentru ca să poți să Guvernezi pe poporul lui Dumnezeu, păstrează conștiința ca să poți să ai un, o voce, să poți să spui ce este rău și ce este bine. Pentru că nu poți să rostești în poporul lui Dumnezeu ce este rău și ce este bine dacă tu ai cugetul încărcat. Hmm? Apropo, ce se întâmplă cu un om cu cugetul vinovat? În legătură cu cineva care a greșit, ce se întâmplă când ai cugetul vinovat, în legătură cu cineva care a greșit? Ce se întâmplă? Devii mai agresiv când ești fariseu. Dar când ești cinstit și onest? Ați auzit de fenomenul soft on crime? Că e la modă. Ce înseamnă? Cum l-am traduce? Soft on crime. Poftiți? Ajutați-mă, cum? Îngăduitor față de crimă. Tolerant față de crimă. Când ai conștiința încărcată, de devii mai tolerant față de... Nu față de criminal. Față de crimă. Nu mai ești atât de exigent. De ce? Unde s-a ajuns în ziua de astăzi să spună uh, dacă furi sub 1000 de dolari nu e furt? Hmm? Numai dacă depășești 1000 de dolari, de atunci începe să fie o problemă. Cum de s-a ajuns aici? Cei ce au dat legile, legea respectivă, cei ce au hotărât treaba asta, de ce au făcut-o? fratele Lucian îmi spună, fură și ei. Foarte interesant. Trăim într-o lume complet întoarsă pe dos. Filozofia îmi spune că aceia care spun tuturor să nu fure, au furat ei mai întâi și apoi s-au oprit și le interzic, le interzic tuturor celorlalți să fure. Pentru că ei au furat mai la început. Ca să-și păstreze câștigul. Astăzi, Judecătorii spun, dar noi vă lăsăm să furați până la 1000 de dolari. Cei care ne lasă să furăm până la 1000 de dolari astăzi, ei n-au furat? Ei sunt aceia care nu fură? Observați în ce situație extrem de complicată suntem. Păcatul are, are ca și consecință niște răbuvniri la care nu te aștepți. Uneori este intolerant, alteori este extrem de tolerant. Vorba lui Dostoevski, o repet la nesfârșit din frații Caramazov, capitolul marlă, Inchizitor, zice Noi îi vom lăsa să și păcătuiască și ei ne vor iubi pentru că ei vor înțelege prin asta că îi iubim. Adică vă lăsăm să păcătuiți din ce motiv? Că vă iubim. Și ei ne vor iubi la rândul lor. Este o chestie de reciprocitate. Dați-ne voie să păcătuim. Dați-ne voie. Și dacă ne dați voie să păcătuim, atunci toate lucrurile vor fi bune. Înțelegem de ce liberalismul moral devine factorul de iubire în societate și din nefericire și în biserică. Mă duc în biserică aceea pentru că sunt mai buni. Cum sunt mai buni? îmi dau voie să... Da? Îmi dau voie să fiu eu cine sunt. Și uite așa, sunt mai... mă acceptă, mai toleranți. Se numește, ziceți termenul ăla la mod astăzi, începe cu I, inclusiv. Mă primești și pe mine acolo. Mă acceptă. Sigur, așa cum sunt. Acceptarea fără pocăință este visul fiecărui păcătos. Acceptarea fără pocăință. Și în același timp, pocăința este visul lui Dumnezeu. Fără pocăință e visul meu, cu pocăință e visul lui Dumnezeu. Depinde la ce vis ne raliem. Asta e tot. mă întorc la David. Știți că viața lui n-a fost așa cum a dorit-o Abigail. Abigail a luptat pentru conștiința lui David. A urmat mai apoi evenimente în care nici David n-a mai luptat pentru conștiința lui din nefericire. Ce s-a întâmplat după momentul marelui lui păcat, după momentul în care vasul s-a rupt, avem de-a face cu o scufundare de vas. Corabia lui David a fost luată de furtună și zdrobită. Ce s-a întâmplat după aceea? Fiți atenți împreună cu mine. 2 Samuel 15. Haideți, repede. 2 Samuel 15 este momentul în care uh, David este judecat. Și cel mai dureros este că este judecat de către cine? De Nathan e ok. Dar judecă altcineva fiul său. Uh, 2 Samuel 15, 3 și 4. Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Nimeni, împăratul, nu îți va face dreptate niciodată. Cine spune asta? Absalom. De ce nu făcea David dreptate? Spune Absalom, nici cauză. David, după păcatul său, a devenit soft. On crime. Cu alte cuvinte, a devenit tolerant față de crimele din poporul său. Din ce cauză? Cum mai putea să facă el judecate când el avea o problemă cu Dumnezeu? Era momentul în care David se lupta cu Dumnezeu pentru ca să primească aprobarea lui Dumnezeu. Încă nu se rezolvase cazul. Încă erau probleme. Versetul următor, Absalom zicea, de m-ar pune pe mine, judecător în țară, orice om care ar avea o neînțelegere și judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Din ce cauză? Care e diferența între Absalom și David? Absalom ce credea despre sine? Poftiți? Exact! Absalom credea despre sine că e nevinovat. Și dacă era nevinovat și dacă nu avea conștiința împăcată, el se vedea pe sine Autorul dreptății, capabil să facă dreptate. Asta este. Câte vreme nu ai conștiința încărcată, crezi că poți face dreptate. Când ai conștiința în păcată, încărcată, pardon, probleme. Uitați-vă puțin la 2 Samuel, capitolul 15, versetul 25. Este momentul în care David fuge din Ierusalim urmărit de fiul său de Absalom. Uitați-vă în ce situație este David. Vă spuneam, el este încă în situația în care se luptă cu Dumnezeu pentru a căpăda favoare înaintea lui Dumnezeu. El zicea, dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului și mă va aduce înapoi, mă va face să văd chivotul și locașul lui. Au, oh. aici era David, cum să judece David poporul când el zicea dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, adică el nu știa, nu era sigur că el să trecere înaintea lui Dumnezeu. Următorul verset. Dar dacă va zice, nu-mi place de tine, vedeți unde e David? David este în momentul în care se așteaptă din clipă în clipă ca Domnul să-i zică, nu-mi place de tine. Vă dați seama cât de teribil este poziția asta? Este vrumul dintre noi acolo? Este vrumul dintre cei prezenți acolo încât să stea sub pe, pe muchie de cuțit acolo sub judecata lui Dumnezeu dacă lui Dumnezeu nu-i nu place de mine? Fratele meu, nu sta acolo! Nu sta acolo! Ieși din domeniul respectiv! Ieși din zona respectivă! Este zona cea mai dureroasă! Este zona cea mai distructivă! Cea mai traumatică cu posibil! cea mai traumatică posibil. Întâi cronici, capitolul 21. Atât de mult m-a surprins textul ăsta când l-am citit. Parcă nu l-am citit niciodată. 1 Cronici 21, versetul 30. Pentru ca să înțelegem despre ce este vorba, vă voi invita să citim de la versetul 28. Pe vremea aceea, David, văzând că Domnul îl ascultase în aria lui Ornan, iebusitul aducea jertfe acolo. Unde? În aria lui Ornan, iebusitul. Versetul 29. Dar locașul Domnului făcut de Moise în pustie și altarul arderilor de tot erau atunci unde? La Gabaon. Și acum versetul 30. David nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului. Unde nu putea să meargă? La Gabaon. Acum, versetul, sau capitolul 22 cu versetul 1. Și David a zis: Aici să fie casa Domnului, Dumnezeului meu, și aici să fie altarul, aderul de tot pentru tot Israelul. Unde? În aria lui Ornan. Și în felul ăsta găsește David un loc pentru viitorul Templu. În felul ăsta. David aduce viitorul Templu în aria lui Ornan. E busitul ca aducere aminte a faptului că Dumnezeu îi spusese ai căpătat trecere înaintea mea, îmi place de tine. Și în momentul în care David primește convingerea aceasta, el se va închina lui Dumnezeu în această nouă perspectivă. Vă dați seama ce, vă dați seama ce, ce schimbare dramatică? Dintr-un om care se temea să se ducă înaintea lui Dumnezeu, a apărut un om care zidește o casă Dumnezeului lui Iacov, care l-a iertat, care l-a iubit, care l-a primit și care l-a reinvestit în poziția în care era. Uitați-vă puțin la un alt ceva care este extraordinar. 2 Samuel, capitolul 22. 2 Samuel, 22. Este vorba de cântarea lui David la finalul vieții lui. Fiți atenți cum cântă David lui Dumnezeu la final. Te aștepți ca David să fie un om zdrobit, te aștepți ca David să fie un om care să-i fie frică, te aștepți ca David să nu mai poată să facă nicio judecată datorită faptului că vasul său, corabia sa, fusese zdrobită. Iată în final ce se întâmplă. Versetul 33. Deci, 22 cu 33. Dumnezeu este cetățuia mea. Cetățuia mea cea tare El mă călăuzește pe calea cea dreaptă El îmi face picioarele care cer celor. El mă așează pe locurile mele cele înalte Când scrie David această cântare? La final După ce căzuse El spune Mă așează Dumnezeu pe înălțimile mele Îmi deprinde mâinile la luptă Și brațele mele întind Arcul de aramă. Unde este, unde este uh, ezitarea lui David? Unde este teama lui David? Unde este neputința lui David? Unde este? A dispărut. Tu îmi dai scutul mântuirii tale și ajung mare prin bunătatea ta. Lărgești drumul sub pașii mei și picioarele mele, nu se clatină. Urmăresc pe vrăjmașii mei și nimicesc. Nu mă întorc până nu îi zdrobesc. Și așa mai departe, citiți mai departe. Și vă atrag atenția asupra capitolului 23, cu versetul 2. La final, ultimele cuvinte ale lui David, el spune: Duhul Domnului vorbește prin mine. Reabilitarea lui David este completă. Reabilitarea lui David este 100%. El vorbește și spune: Eu nu mai vorbesc eu. Duhul lui Dumnezeu vorbește prin mine. După ce, după ce trecuse pe acolo, încât o vreme nu mai putuse să rostească cuvinte de judecată, o vreme nu mai putuse să stea înaintea lui Dumnezeu, acum este de plin înaintea lui Dumnezeu. Cum se numește asta? Spuneți-mi, vă rog, cum se numește. Mântuire, mulțumesc. Cum se numește? Pocăință, cum se numește? Victorie, cum se numește? Zidește în mine o inimă curată. Dumnezeule. Se poate. Asta e lecția. Se poate. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în biserica din Lomalinda și că prietenii mei întotdeauna sunt foarte vigilenți. După ce am, ținu, după ce am studiat împreună aseară, unul dintre prietenii mei scump care întotdeauna îmi clădește gândirea, mi-a dat telefon și a zis, știi ce, uh, aseară ai lăsat lucrurile nefinalizate. Păi de ce? Zice, uite, în Loma Linda a fost o vreme în care mari predicatori spuneau în felul următor tu nu trebuie să lupți, tu nu trebuie să faci nimic. Este suficient dacă dimineața citești un verset din Sfânta Scriptură, versetul acela îți va umple viața. Și după aceea, după aceea, nu trebuie să te mai lupți, pentru că victoria vine automat din partea lui Dumnezeu. Chiar se întâmplă. I-am mulțumit. Și l-am asigurat că astăzi vom citi textul din psalm care spune Zidește în mine o inimă curată Dumnezeu. Vă rog să-mi spuneți, a zidi ce presupune? muncă proces azidi înseamnă cooperare Dumnezeu nu se face transplant de inimă instantaneu așa cum face sora în, în sala de operație. Na? Oh. nu? Nu? Nu țiau inima inimă eu. O... Nu o zidește, îți pune o cărămidă și te întreabă: "Vrei?" Da, Doamne. Da pe a doua o vrei? A treia, a patra, a cincea. Și doare și uneori este, cu, este complicat. Și Dumnezeu te întreabă, mai vrei? Și uneori noi zicem, da, nu mai vreau. Și Dumnezeu se oprește. Și apoi plângem din nou și zicem, Doamne, ce s-a întâmplat? De ce nu mai... Păi n-ai zis tu că nu mai vrei? N-ai zis tu că nu mai vrei? Ba da, Doamne, dar a, a durut așa de tare. Știu, dar mai vrei? Mai vrei? Și dacă zici, da, Dumnezeu merge înainte și construiește și construiește, câtă vreme vei colabora cu El, câtă vreme vei sta cu El în aceeași lucrare. Și te întreabă în fiecare zi. Și uneori îți vine să pleci la treabă în ziua respectivă și să nu-i mai răspunzi. Și să nu-i mai spui, Doamne, zidește mai departe. Ai vrea să pleci așa și parcă să mai respiri ușurat. Să te mai întorci puțin la firescul tău, și te lasă Dumnezeu să te întorci până când plângi din nou și până când vii din nou și spui, Doamne, am zidit iară la firesc. Iar am zidit la inima firesc. Nu vrei tu să zidim din nou? Zidește, Doamne, în mine o inimă curată, Dumnezeule. Mă întorc în final să vă aduc din nou amintă de fericire. Ferice de cei cu inima curată. Ferice de cei cu inima zidită din nou, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Frații mei, s-ar putea să vă doară Dar doare mai tare o conștiință vinovată. S-ar putea să doare nașterea din nou, dar doare mai tare dacă rămâi acolo. Doare mai tare. S-ar putea să pară că e mai bine departe, dar fericirea spune că e mai bine mai aproape de Dumnezeu decât departe de El. Dați-mi voie să vă invit să ne rugăm pentru această stare de lucruri. Zidește, Doamne, zidește, zidește o inimă curată. Lucrează, Părinte, în inima noastră. Zidește lucruri noi, gândiri noi, iubiri noi, perspective noi. Lucrează, Părinte, omul nou despre care ai vorbit și despre care credem și îl dorim în viața noastră. În numele Domnului Isus Hristos, să fie El cel nou, cel ce conduce, să fie El, Domnul Isus, viața noastră nouă în fiecare dintre noi. Doamne, venim înaintea Ta cu rugămintea să ne ajut să purtăm în viața fiecare dintre noi crucea Ta și pe crucea Ta să fie fiecare răstignit pentru ca Domnul Isus să poată trăi liber în viața noastră. Lucrează la conștiința noastră. Fă să ascultăm cuvântul tău pentru ca să putem să avem o conștiință liberă, curată, o inimă nouă, fiecare dintre noi. Dacă este vreunul dintre noi care încă a căzut și care se află sub agonia păcatului, ridică-l, Doamne, eliberează-l, Părinte, și fă, Doamne, ca Duhul tău cel Sfânt să fie pe buzele tuturor celor ce se doresc să fie copiii tăi. Să ne deprinzi, Doamne, brațele la luptă din nou. Să nu fie niciunul care să stea paralizat sub influența și dominația păcatului, ci din potrivă, fă din noi biruitorii tăi, oștenii tăi, vitejii tăi, pe care să ne ridici, Doamne, să ne întărești și să ne binecuvintezi. Pentru ca să putem să fim călăuziți de tine în luptele noastre, în biruințele noastre de acum și până vei veni tu. Amin!